Neregulii grave descoperite la un centru comercial din Galați, comisarii de la Protecția Consumatorului au fost sesizați după ce un client a găsit o pungă de covrigi cu viermi. Magazinul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 15.000 de lei, iar producția a fost oprită pe o perioadă de șase luni imagini au fost surprinse de un client care intenționa să cumpere o pungă de covrigi uscați dintr-un supermarket din Galați, numai că în pungile cu produsele de patiserie se aflau și larve de făină. Comisarii au demarat verificări și au constatat că producătorul avea probleme cu două loturi de covrigi, care au fost fabricate pe 5 și 26 august, toate aflate în termenul de valabilitate. Pe lângă acestea, inspectorii au constatat că în unitatea de producție există materii prime expirate, în plus producătorii utilizau sarea nei odată și o altă neregulă descoperită a fost omiterea scrierii aditivilor utilizați pe lista de ingrediente. Comisarii au aplicat în urma controlului trei amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei și două avertismente. Agenția au oprit definitiv de la comercializare 400 de kilograme de materii prime și produse finite neconforme și au decis oprirea fabricației pe o perioadă de șase luni. Mai mult, produsele de patiserie erau depozitate necorespunzător la temperaturi mai mari decât cele recomandate, în spații neigenizate. Nu este singurul centru comercial cu nereguli. Într-un alt magazin, ANPC a descoperit legume mucegăite și vitrine murdare. Centrul comercial a fost sancționat cu 13.000 lei.